În cadrul proiectului literar Personaje îndrăgite din lumea poveștilor, copiii au făcut cunoștință cu Tobias. Tobias este un elefanțel altfel, unul colorat. Noul personaj care va popula lumea minunată a poveștilor s-a născut astăzi la Giurgiu prin cartea Tobias, elefanțelul colorat, lansată în cadrul cenaclului literar Luceafărul. De momentul literar s-au bucurat chiar beneficiarii proiectului, copiii, care au ascultat povestea chiar din gura autoarei Claudia Groza. Ca epilog, a cuvânt de sfârșit, Tobias se spune așa, că fiecare dintre noi are un rol pe pământ și orice defect se poate transforma într-o calitate. O dorință se poate îndeplini dacă tu crezi cu adevărat în ea. Trebuie să fim buni, corect și să ajustăm la rândul nostru pe cei aflați în ecaz. Copiii care s-au bucurat de povestea elefanțelului colorat sunt elevi ai școlii gimnaziale numărul 1. Cum povestea transmite și un mesaj, micuții au fost testați prin pliante cu întrebări și mai multe variante de răspuns dacă au înțeles tâlcul poveștii. Surpriza a fost una plăcută. Cei mici au demonstrat că și-au însușit învățătura din cartea frumos colorată. Ce înțelegi prin expresia? A. Fi răutăcios. B. Să te accepți cu defecte și calități. C. Să fii egoist. B. Să te accepți cu defecte și calități. Spune-mi tu ce ai învățat din povestea asta. Am învățat că trebuie să ne acceptăm cu toate defectele. Că nu trebuie să ne batem joc de copii care sunt altfel. Nu sunt ca noi. Și ei au personalitatea lor. Cartea dumneavoastră transmite un mesaj. Ați simțit că au înțeles copiii mesajul pe care ați dorit să-l transmit? Da, l-au simțit cu siguranță și știu că copiii iubesc poveștile și își doresc să aibă prieteni. Claudia Groza, autoarea cărții lansate astăzi în sala de lectură a bibliotecii I.A. Basarabescu, a venit la Giurgiu la invitația scriitoarei Dunia Pălângeanu. Claudia Groza s-a născut la București, este biolog de profesie, doctor în științe. A început să scrie literatură pentru cei mici în anul 2009. Povești cu pilde pentru copii isteți este titlul primei sale cărți care a fost publicată de o editură din Craiova.